Doamnelor și domnilor, bună seara! Ordonanța de urgență va fi adoptată mâine de guvern. Este vorba de răspunsul la greva profesorilor, iar despre sume și reacția sindicaliștilor vorbim mai târziu la Focus. Dar pare că, după ce doi dintre liderii coaliției și ministrul educației au fost scoși la tablă chiar la Cotroceni, executivul a găsit soluția. Șefii de sindicate își consultă cotizanții și aflăm curând dacă și când se întoarce toată lumea în bănci. Cosmin Mocanu, realizator Prima News, este alături de mine. Bine ai venit! După 8 zile avem speranță, Costi? După 8 zile, de grevă. Da, ar trebui să ne întoarcem la lucrurile normale, la viața liniștită. Deci Cheița era la Cotroceni în muzeu? E, nu. Ascunsă bine? Cotroceniu a jucat ieri un rol de despot, de dictator. Adică președintele a vrut să fie mediator, el plecând de la faza de meditator, acum a vrut să fie mediator, numai că la masă n-a pus și guvernul și sindicatele. I-a așezat doar pe cei de la sindicate. Deci el n-a mediat cu nimeni. El a vorbit acolo în calitate de ce? El n-avea nicio putere constituțională să le dea bani acelor oameni. Astăzi i-a chemat pe liderii coaliției. Eu stau să mă întreb de ce la discuția de ieri nu a fost prezentă cea de la Cotroceni, că am văzut pozele oficiale, da, și imagini. Doamna ministru al educației, domnul ministru al muncii, că banii vin de la muncă. Pe de altă parte... Păi de ce? Asta întreb, că ne-am întrebat și ieri împreună pentru cu Sebastian Zagman. Acolo există un singur șef. Da. E un șef, atât. Un șef. Nu cei care răspund. Cei care răspund nu sunt băgați în seamă. Și asta este o problemă foarte mare. Țin minte că domnul Iohannis, când a venit președinte, a spus că el nu va fi un președinte jucător, așa cum urât făcea despre domnul Băsescu, da? Care a spus, noi sunt un președinte jucător. Nu, constituțional, președintele ieri trebuia să stea în capul mesei și să aibă de o parte și de cealaltă a mesei părțile implicate, guvern și sindicat. N-a făcut așa. Pe de altă parte, suma cu care a venit astăzi guvernul este, dacă acceptă toată lumea, o măsură a declinului economic a acestei țări. Adică, după 8 zile, probabil vor fi 2 săptămâni de grevă, guvernul a găsit, da, scotocindu-se, da? Ce sumă? Hai să ne gândim. Să zicem că sunt 200.000 de angajați în sistemul de educație. Cea mai mică din ultimii 30 de ani. Bun. Să punem 1.000 de lei. Sunt 200 de milioane de lei. Din ăștia doar 120 de milioane sunt bani. Pentru că diferența se întoarce sub formă de taxe la guvern, vorbind de 1.000 de lei brut. 120 de milioane ori vreo 7 luni câte mai sunt din anul ăsta, nici măcar un miliard nu e, un miliard de euro. Deci vreo un miliard de lei. Deci vorbim de 200 de milioane de euro. Hai e un avion, hai să Andreea, vorbim, un avion. Cu siguranță ne auzim și mâine pe tema asta. Voiam să întreb și despre polițiști care mâine vor primi, deci de 1 iunie, da, dacă mâine este 1 iunie, vor primi măriri salariale. Da, asta arată cine are trecere la guvern. Vezi, uite, și domnul Bode și s-a mișcat... Șeferiștii și cadrele medicale s-a mișcat mai bine. Ce se va întâmpla cu ele? Ești... Ce feriști, cadrele medicale. Prezicător, acum, am vrut să spun, ești prezicător? Eu aș fi, ai folosit corect termenul. Cred că ar trebui să fim cu toții mult mai prevăzători. Înțeles? Și așa ar fi trebuit să fie acest guvern, cu angajarea cheltuielilor. Ce se întâmplă acum și va continua să se întâmple, n-am niciun fel de îndoială, da? Este o măsură de răspuns a societății, o măsură de răspuns a oamenilor față de... prăduiala. Dar nici măcar, cum să spun, sunt bani pierduți de aiurea. Nu sunt acolo, nu sunt hoții. Doamne ferește, nu. Sunt bani aruncați. Gaura bugetară este imaginea găurii bugetare. Găurii în care se află bugetul acestei țări. Cu un deficit care, la viteza de propagare pe care am văzut-o în ultimele luni, poate să meargă undeva la 35 de miliarde de lei, care înseamnă 7 miliarde de euro. Ceea ce e uriaș, uriaș. Crezi că rotativa va schimba într-un fel sensul a ceea ce se întâmplă în economia românească? Numai cu condiția ca cei care vin să-și ia gândul de la hai că îmbunătățim colectarea și așa mai departe. Nu, nu poate fi îmbunătățită într-o asemenea măsură încât cifrele astea catastrofale să poată fi reparate. Dacă vor începe să se uite la costuri. Asta este principala soluție și singura soluție. Guvernul
care în viitor va fi condus, în viitorul apropiat, văd că domnul Ciolacu spune că e în joc de glezne. Da? Și acum asta nu înțeleg, că și asta e, apropo de ce spuneai tu, de sindicatele din sanitar, da? Din domeniul sanitar. Păi nu am făcut rotația guvernului pentru că erau profesori în grevă, dar acum de ce o facem? Că intră în grevă sindicatele din domeniul sanitar. Aici trebuie să se uite domnul Ciolacu. Te aștept și mâine să comentăm, să vedem ce se mai întâmplă de astăzi pe mâine. Le rezolvăm. Poate sunt minuni. Mulțumesc. Mulțumesc. Începe Focus. Guvernul a venit cu o nouă propunere pentru profesor, 1000 de lei brut până la finalul anului. O femeie de 28 de ani a fost găsită moartă în casă, principalul suspect este chiar iubitul ei. Situația din Kosovo devine tot mai explozivă, NATO trimite încă 700 de militari în regiune. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! 1000 de lei brut în plus la salariu. Aceasta este noua ofertă făcută dascălilor de guvernanți. Veniturile profesorilor, dar și ale personalului nedidactic din școli ar urma să se îmbunătățească încă și mai simțitor după promulgarea noii legi a salarizării unitare. Un răspuns al sindicaliștilor urmează să fie dat executivului în această seară. După implicarea președintelui în medierea conflictului social dintre guvern și profesori, Palatul Victoria a venit cu o ofertă sensibil îmbunătățită. Să se acorde până la finalul anului o sumă brută lunară de 1000 de lei pentru fiecare din categoria personal didactic, 400 de lei pentru nedidactic, de asemenea, ordonanță de urgență prin care să prindă acel principiu pe care noi l-am clamat în permanență, și anume, în noua grilă de salarizare, profesorul debutant să aibă salariul de plecare egal cu salariul mediu brut pe economie. Oferta guvernului s-ar traduce într-un venit net suplimentar de aproximativ 600 de lei pentru profesori și de circa 250 de lei pentru personalul nedidactic. Promisiunile sunt încă și mai generoase. De la 1 ianuarie 2024, salariile profesorilor ar urma să fie majorate etapizat conform unei noi legi a salarizării unitare. Astfel, un dascăl debutant ar urma să câștige până în 2026 echivalentul unui salariu mediu net, adică 4.500 de lei. Noua ofertă executivului a venit în urma unei întâlniri pe care liderii coaliției împreună cu ministrul educației Ligia Deca au avut-o cu Klaus Iohannis. Președintele le-a cerut acestora să rezolve problema grevei astfel încât mediile să fie încheiate și calendarul examenelor naționale să nu fie afectat. În timp ce sindicaliștii au negociat, profesorii din țară au continuat protestele. La Constanța, peste 1000 de dascăli au ieșit în stradă. Cât vom protesta? Atât timp cât cei care ne conduc se vor arăta în continuare aroganți și cinici. Atât timp cât nu înțeleg că este nevoie de investiții în infrastructura școlară, este nevoie de motivarea resursei umane. Cred că pentru noi cel mai important este să schimbăm percepția socială vis-a-vis de profesori, pentru că am obosit să fim umiliți, să nu fim luați în seamă, să nu contăm social. Am venit să fim, să arătăm că suntem uniți și nu cedăm până nu primim ceea ce am cerut. Să știți că nu cedăm. Profesorii au fost de această dată susținuți de elevi și de părinți. O singură zi de proteste le-a adus polițiștilor rezultatul dorit. Salariile lor cresc chiar de mâine. Nu sunt însă mulțumiți. Vor continua să ceară în stradă ca vârsta de pensionare să nu fie majorată și în cazul lor. Cutia Pandorei pare însă deschisă. Astăzi au protestat timp de câteva ore și angajații din penitenciare. În iunie se pregătesc de grevă cadrele medicale. Sindicatele din poliție au solicitat în primul rând aplicarea integrală a legii 153, lucru care se va întâmpla în prima etapă aplicând legea 153 începând cu 1 iunie pentru tot ce înseamnă drepturi salariale, solde de grad și așa mai departe, și după rectificare acordarea acelor sporuri care sunt cuprinse și ele în legea 153. Potrivit grilei, polițiștii vor primi inițial 374 de lei în plus la salariu, majorare restantă încă din 2017. Din august vor exista și alte creșteri. Chiar și așa, polițiștii vor continua protestele. Sunt nemulțumiți că vârsta de pensionare a celor din sistem ar urma să crească la 65 de ani. Proteste sunt și rândul polițiștilor din penitenciare. La Galați, angajații închisorii au ieșit în fața instituției de la 6 dimineața. Timp de 4 ore, niciunul dintre ei nu a intrat la lucru. Numărul de ore suplimentare este enorm.
toți colegii noștri sunt surescitați, întrebuind să îndeplinească câte 2, 3 până la 4 funcții. Iar acum sperăm să tragem un semnal de alarmă, efectuarea apelului nu se va face. Toți deținuții vor rămâne pe cameră, în afara celor care îi vom prezenta pentru măsura arestului preventiv. În rest, toate activitățile sunt blocate. Pe lângă lipsa personalului, angajații se mai plâng și de salariile mici, dar și de planul guvernului de a mări vârsta de pensionare. Sunt indignați de faptul că sunt mințiți în mod constant. Din 2017 ni s-a promis o lege a salarizării care nici în momentul de față nu este aplicată în integralitate. Suntem mințiți de ceva vreme în privința legii pensiei militare. Ni s-a promis că nu se vor face modificări asupra acestei pensii și constatăm că sunt depuse în Parlament amendamente privind aceste modificări. Atât creșterea vârstei de pensionare. Situația este aceeași în toate penitenciarele din țară. Din cauza protestului au fost anulate toate vizitele, plimbările deținuților, dar și prezentările acestora în instanță. Cei care au acumulaturile suplimentare nu mai doresc să intre în serviciu, deoarece nu ne sunt respectate drepturile. Toate se scumpesc, noi rămânem cu aceiași bani, că practic nu sunt fonduri. 27 de ani în sistemul penitenciar. Am ieșit astăzi să tragem un semnal de alarmă conducerii penitenciarului Galați. Au fost în ultima perioadă foarte multe discuții despre ieșirea la pensie, modificări, care noi nu suntem de acord, având în vedere situația și starea noastră după ieșirea la pensie, ritmul de viață, stresul penitenciar, bolile pe care le acumulăm. La nivelul întregii țări ar fi trebuit să fie în sistem aproximativ 20.000 de polițiști în penitenciare. Numărul acestora nu depășește însă 12.000. Dacă revendicările nu le sunt ascultate, angajații penitenciarelor spun că vor bloca activitatea pentru cel puțin 4 zile consecutiv. Polițiștii au descins într-un cabinet de medicină estetică improvizat pe o arteră intens circulată din capitală. Aici o tânără de 23 de ani făcea intervenții minim-invazive pe bandă rulantă. Câte femei aflate în căutarea frumuseții la preț de dumping a făcut aceasta, aflați imediat în jurnal. NATO trimite de urgență încă 700 de militari în Kosovo. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice spune că trebuie să ia măsuri prudente, în așa fel încât trupele KFOR să dispună de toate forțele necesare și să fie restabilit calmul în Kosovo. În ultimele zile, în urma protestelor, 30 de militari ai forțelor KFOR au fost răniți. Tensiunile continuă în Kosovo. Sârbii au ieșit din nou în stradă. De această dată, protestatarii s-au adunat în fața primăriei Zvețan. Instituția este însă păzită de zeci de soldați ai trupelor KFOR. Militarii NATO au creat o adevărată fortăreață în jurul sediului și au îngrădit totul cu sârmă ghimpată. Protestatarii au întins un steag sârbesc lung de peste 200 de metri care se întinde din centrul orașului până la primărie. Un polițist din Serbia care ar lucra la o secție din orașul Rudare a fost sinuat în timp ce lovea cu bastonul din dotare în forțele de ordine. Imaginile au fost făcute publice de un diplomat din Kosovo. Din momentul în care a început conflictul între etnicii sârbi și cei albanezi, cel puțin 30 de militari NATO au fost răniți. Din trupele KFOR fac parte 3.800 de militari din 27 de țări, inclusiv din România. România are dislocate în această misiune aproximativ de 70 de militari care îndeplinesc preponderent sarcini de patrulare, monitorizare și escortare și protecție. Ca să întărească trupele de apărare, NATO a trimis în Kosovo încă 700 de militari. Recent tensions are of course concerning. I call on all sides to step away from confrontation and to take measures to restore calm. Oficialii din Kosovo susțin că liderii belgradeni din anturajul președintelui Serbiei Vučić au fost infiltrați pentru a provoca haos. Poslednji put ponavljam i molim međunarodnu zajednicu da urazumi Albina Kurtija, da ga urazume, da ga ne urazumljuju besmislenim saopštenjima. I fundamentally disagree
with this draft statute because it is a direct consequence of an ardent desire for Republica Srpska in Kosovo. Protestatarii spun că și în zilele următoare vor ieși în stradă. Serbs do not have problem with Albanians. We are facing the problem with the regime of Albin Kurti, who is doing everything to make chaos here and to create chaos for Serbs, Albanians and all others. Violențele din Kosovo au început săptămâna trecută după ce conducerea etnic albaneză a trimis forțe de securitate în armate să preia controlul asupra clădirilor municipale ale orașelor cu majoritate sârbă, acolo unde alegerile au fost câștigate de candidați kosovari. Conflictul a pornit în 1990, dar aceasta este cea mai recentă escaladare a disputelor. Cu nou contraatac al Ucrainei, regiunea Luhansk, anexată ilegal de Rusia, a fost bombardată masiv. Cel puțin 5 civili au murit, iar alți 19 au fost răniți. Rusia face noi acuzații și dă vina pe ucraineni pentru cele mai recente lovituri pe teritoriul ei, dar arată cu degetul și spre Washington pentru atacul cu drone de la Moscova. Tot în Rusia, două rafinării au fost bombardate. Patru civili au fost răniți în urma unui atac ucrainean care a avut loc la Belgorod în Rusia. Blocuri, case, dar și o școală au fost ținta rachetelor HIMARS. Regiunea care se află la granița cu Ucraina a fost vizată în mod repetat de bombardamentele acestora, precum și de incursiuni ale unor grupări paramilitare anti-Kremlin. Atacurile ucrainene s-au intensificat în ultimele săptămâni. Kievul ar fi început mult așteptata contraofensivă pentru a-și recupera teritoriile ocupate de ruși. Șeful diplomației britanice susține că Ucraina are dreptul să lovească ținte pe teritoriul rus în scop de autoapărare. Atacul cu drone asupra Moscovei, primul de la începutul războiului pe care Vladimir Putin l-a clasificat drept terorist, nu rămâne fără urmări. Rusia acuză Washingtonul că îi încurajează pe ucraineni să atace. Kievul neagă însă orice implicare și spune că dronele nu au cum să ajungă până la Moscova. Что, вы знаете, мы же втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны, еще раз подчеркиваю, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы. А зачем вы нас отправляете по детям Украины? Și analiștii spun că acuzațiile fac parte din propaganda prin care Kremlinul încearcă să sperie populația pentru a o determina să sprijine invazia din Ucraina. Între timp, două rafinării au fost atacate în Rusia. La primele orele dimineții, un incendiu a izbucnit la rafineria de petrol din Krasnodar, însă nu au fost raportate victime. Câteva ore mai târziu, în apropiere, o altă a luat foc după ce resturile unei drone s-au prăbușit peste ea. Războiul continuă și pe frontul diplomatic. Președintele Ucrainei și președintele Rusiei vor vizita curând Turcia. Putin va fi primul oaspete al lui Erdogan. La scurt timp, la Ankara va sosi și Zelenski. Întâlnirile vor avea loc după investirea președintelui turc programată pe 3 iunie. Un șofer de tir din România a fost prins de polițiștii germani în timp ce transporta ilegal un tank. Mașina de luptă a fost descoperită în timpul unui control în trafic pe autostradă din Germania. În acte, remorca transporta schele pentru construcții. Spre surpriza polițiștilor, aceștia au descoperit un tank care, în loc de țeavă de tună, avea montat un braț de excavator. Tankul nu este pentru uz de luptă, ci a fost cel mai probabil recuperat pentru lucrări de infrastructură, dar a fost confiscat de polițiști. Aceștia i-au interzis și șoferului să-și continue drumul spre țară, așa că românul este obligat pentru un moment să locuiască în cabina tirului său. Crimă înfiorătoare în Slatina. O femeie de 28 de ani a fost omorâtă chiar de partenerul de viață. În timpul unui episod de gelozie, bărbatul a înjunghiat-o mortal. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. O, băsă, dar nimeni nu i-a prins în urmare. Dumnezeu să ierte că era fată cu mine. Femeia și-a găsit sfârșitul în acest apartament din Slatina, unde locuia împreună cu iubitul ei. În timpul unei discuții aprinse, bărbatul și-a ieșit din minți, a pus mâna pe un cuțit și a omorât-o pe femeia de 28 de ani. Vecinii povestesc că între cei doi certurile erau la ordinea zilei. Un an ceva de când a murit soția lui. De când a murit soția lui, era tot razna. Am început să bea, acum o săptămână, am început să dea în ea. A plecat, iar a venit, iar s-a împăcat mereu. Și ce am auzit și noi de la toată lumea, că i-a promis că o omoară. Certau să avea o gură multă. Păi i-a zis că o omoară. Că ea a fost plecată cu fratii în altă țară. Și a zis că nu se lasă până nu o omoară. Ce n-ai mai căuta aici? Să certau mereu. Și acum tremur și mă gândesc ce sânge rece ca să faci și așa e ceva. Și făceau, într-adevăr, făceau scandaluri des. Cuprins de remușcări, bărbatul a ieșit în stradă și a mărturisit fapta comisă. La fața locului a ajuns de urgență un echipaj medical. Victima unei agresiuni cu multiple leziuni,
unele dintre ele incompatibile. De asemenea, a fost identificat și un bărbat în vârstă de 51 de ani din municipiul Slatina, bănuit de comiterea infracțiunii, care în prezent se află în custodia polițiștilor. Cazul a fost preluat de parchet. Femeia de 28 de ani era mama unui copil de 7 ani. Dacă sunteți victimele violenței domestice sau vreți să semnalați un astfel de caz, puteți apela numărul de urgență afișat pe ecran. Mai multe femei au ajuns la spital după ce s-au lăsat pe mâna unei tinere care le injecta acid hialuronic în buze. Pe fir au intrat și polițiștii care au reținut-o pe suspectă. Timp de mai bine de un an, femeia ar fi făcut zilnic, fără să aibă dreptul, câte 3 intervenții care țin de medicina estetică. Cabinetul artizanal de chirurgie estetică, unde au descins polițiștii, era situat pe arteră intens circulată din sectorul 4 al capitalei. Aici, o tânără de 23 de ani oferea intervenții estetice la prețuri modice. Își găsea clientele pe rețelele sociale și pentru 600 de lei le injecta acid hialuronic. În momentul în care au intervenit oamenii legii, pe masa de operație se afla o tânără de 18 ani. Polițiștii secției 26 au efectuat o percheziție domiciliară în București, într-un dosar în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de exercitare a unei meserii fără drept și vătămare corporală din culpă. În fapt, din anul 2022 până în prezent, o femeie ar fi efectuat mai multe intervenții de natură estetică asupra mai multor persoane. Multe dintre femeile care au suferit intervențiile de înfrumusețare s-au confruntat ulterior cu probleme de sănătate. Câteva dintre ele au reclamat întâmplările și la poliție. În acest moment, femeia suspectată că se dădea drept medic estetician a fost reținută pentru 24 de ore. Din cauza ploilor torențiale din ultimele zile, debitul Dunării a crescut alarmant, iar la trecerea cu bacul de la Galați s-a creat haos. Pontonul folosit de șofer pentru urcarea pe bac s-a scufundat. Autoritățile locale au adus o macară plutitoare ca să ridice construcția de aproximativ 35 de tone. Atât de mult a crescut Dunărea în ultimele zile încât toți șoferii care urmau să ajungă pe bac erau nevoiți să treacă cu mașina prin apă. Cum situația nu părea să se schimbe, autoritățile au decis să închidă circulația și cu o macara plutitoare au ridicat pontonul. Dunărea va crește în continuare și destul de repede, undeva la 50 de centimetri în următoarele două zile. Suntem nevoiți să mutăm pentru a nu mai trece autovehiculele prin apă. O să dureze cam 6 ore dacă totul decurge normal și reușim să ne mișcăm repede. După ce terminăm la Galați, trecem și în punctul Ice Brătianu, că e aceeași situație și acolo. Închiderea circulației cu bacul a creat însă haos printre șoferi. Cu toții au făcut cale întoarsă. La ora 3 cel puțin este total, la drept. Aici e echipa. Vreau să vă duceți la Tulcea? Da, merg până la Brăila acesta. Mai înconjurați ceva? Trebuie să ajung neapărat. Ce trebuie să ajungeți? La Tulcea. Și nu Tulcea știați ce că... N-am știut. N-am știut că n-am avut timp să veni din curță și... Și acum ce faceți? O luăm până la Brăila. Mai faceți un ocol? Asta e situația. Avem nevoie să facem la Tulcea, să ajungem la Tulcea. Le ducem la Brăila, asta e treaba. Așteptăm să-i drumul la pot, sper că o să fie mai bine. For me problem, because, look, I lose time, and now my time limit, because it's actually have ferry every 3 hours, not every 30 minutes. For me needs to sit in 12 o'clock. And what are you I have doing? Limit time now. What are you doing now? Now I go to Brăila. În urma măsurătorilor făcute, autoritățile locale se așteaptă ca în următoarele zile Dunărea să atingă cota de atenție de 600 de centimetri. Deocamdată fluviul măsoară 478 de centimetri, iar circulația cu bacul se desfășoară în condiții normale. Mini-vacanța care urmează se anunță una aglomerată. Hotelurile și pensiunile din cele mai populare zone turistice au majoritatea camerelor deja rezervate. Care este cea mai căutată stațiune, aflați imediat la Focus. În câteva din instituțiile cheie din domeniul economic s-a dat deja startul rotativei. Fiscul, Vama și Agenția pentru Resurse Minerale au șefi noi. Mutările de cadre au loc în contextul în care executivul a constatat că bugetul țării a fost croit greșit, iar gaura de încasări este estimată la 20 de miliarde de lei. După demisia lui Lucian Hăiu, ANAF are deja un nou președinte. În locul său a fost numită Nicoleta Cărciumaru. Un episod similar a avut loc și la Agenția pentru Resurse Minerale. Directorul Sorin Gal și-a dat demisia și a fost înlocuit de Ion Cupa. Și în Vâmea a început curățenia. Bogdan Lari Mihai a fost demis direct de premierul Ciucă. Curățenile din instituțiile cheie din economie au loc pe fondul unui uriaș deficit la bugetul de stat, estimat la 20 de miliarde de lei. Veniturile sunt calculate ca procent din PIB. Și atunci dacă tu vii cu un PIB din ăsta super optimist,
pe care nu prea poate să-l conteste nimeni, fiind un PIB estimat, imediat apare și o estimare oarecum eronată a veniturilor. Consultanții fiscali spun că aceste venituri au fost prognozate greșit. În plus, economia românească se confruntă cu o problemă specifică anilor 90, explozia arieratelor. Dacă sunt în continuare introduse la venituri sigure arieratele companiilor de stat și dacă au fost introduse, de ce au fost introduse și de ce s-a mizat pe aceste arierate ale companiilor de stat, sigur că vedem în momentul de față și ajustări puternice pe zona sectorului de energie, care este dominat de stat și din care statul încasa direct și indirect o sumedenie de bani. Față de anul trecut, prețurile pentru gaze naturale și energie electrică au scăzut considerabil. Vestea nu este însă bună pentru stat, care își vede astfel diminuate veniturile. Aceste diminuări ale veniturilor se datorează și diminuării puternice a prețurilor din energie. Dar aș mai adăug un element important. Creșterile de preț care au fost anul trecut au venit la pachet cu închiderea unor companii. Companiile care s-au închis, din păcate, au fost în general companiile care pun valoare. Analiștii economii sunt sceptici cu privire la redresarea rapidă a finanțelor publice. Simpla schimbare a șefilor de instituții nu va putea genera o sporire a colectării și implicit bani în plus la buget. În plin sezon, legumele și fructele românești continuă să se scumpească. Pe hârtie, inflația și-a mai temperat avansul, nu însă suficient cât să se reflecte în prețuri mai mici pentru produsele alimentare. Economiștii explică fenomenul aparent paradoxal. Produsele scumpe și presiunile salariale în creștere vor face ca mâncarea să coste mai mult de la o lună la alta. Ieftinirea energiei din ultima perioadă nu a condus la o scădere a prețurilor produselor agricole. Fermierii explică de ce fructele și legumele românești vor rămâne scumpe tot anul. Că au crescut costurile la înființarea culturii. Roșia, tomata nu va scade decât la 8 lei, 10 lei, cea mai ieftină tomată. Categoria legume lasă de dorit, pentru că România astăzi nu are decât 40.000 de hectare de legume. În plus, legumele turcești, care anii trecuți invadau piața românească, vor fi tot mai rare. Producătorii din Anatolia au găsit în Federația Rusă o piață care înghite cantități uriașe la prețuri mai atractive. Mai nou, Turcia nu cred că va mai traversa cu marfă către România, pentru că există o cerere mare către piața Rusiei, nu este nimic de ascuns. Ucraina, care la fel ea traversează o perioadă foarte critică și va trebui alimentată cu produse. Mari perdanții acestei noi realități geopolitice rămân consumatorii. Au crescut foarte mult, piața s-a golit și ca atare suferim. Trebuie să ne calculăm fiecare ban și așa reușim să ne descurcăm, altfel n-ai. Este greu, se scumpește mereu și na, omul din ce în ce ia mai puțin. Tendința scumpirii alimentelor se anunță una pe termen lung. Nivelul general al prețurilor va continua să crească, pentru că firmele și-au ajustat treptat prețurile în funcție de creșterile de costuri, de salarii, de materii prime. De exemplu, salariile vor continua să crească și salariile în România vor continua să crească întotdeauna, an de an. Asta înseamnă costuri pentru firme. Ce se poate întâmpla în România este să încheiem acest an cu o creștere generală a prețurilor undeva în jur de 8%, anul viitor să fie și mai mică, însă nu cred că vom mai trăi prea curând experiența anilor 2015-2016, când am avut deflație. Potrivit Institutului Național de Statistică, în aprilie inflația și-a temperat creșterea până la un nivel de 11,2%. Peste 20.000 de clădiri din capitală vor fi evaluate din punct de vedere seismic. Sunt imobile care au fost construite înainte de 1977, iar până acum nu au trecut prin nicio expertiză. Vrem să prevenim, spun în cor primarii de sector. Vorbim de 20.252 de blocuri cu cel puțin 3 etaje, care au fost construite înainte de cutremurul din 77. Inițial, acestea vor trece printr-o evaluare vizuală rapidă. Practic, este un instrument care nu încadrează imobilele într-o clasă de risc seismic, ci le scorează din perspectiva priorității. După ce vom avea această evaluare vizuală rapidă, vom avea un plan concret care ne va permite să decidem care sunt imobilele care intră în expertiză și apoi în consolidare și care nu. Vorbim despre un pas care se face anterior expertizării. Da? Este un pas prin care prioritizăm ce anume urmează să expertizăm. Putem să evaluăm, dacă vreți, în masă clădiri, evident cu un grad de certitudine puțin mai scăzut, dar lumea trebuie să înțeleagă că
Aceasta evaluare vizuală rapidă nu înlocuiește expertizarea tehnică, ci e doar un pas preliminar. Concret, echipe de specialiști vor merge pe teren și din exteriorul clădirilor vor face constatările de rigoare. Cele mai multe se găsesc în sectorul 5. Probleme sunt în primul rând în partea centrală, unde există clădiri din perioada interbelică sau chiar antebelică, și în mai multe cartiere cu care s-a început construirea de blocuri în perioada comunistă. Cartierul Rahova se află printre zonele din București în care, în cazul unui cutremur mai puternic, mai multe locuințe pur și simplu s-ar prăbuși. Sunt sute de blocuri aici cu bulină roșie. De asemenea, vorbim și de aproximativ 30 de clădiri care încă nu au fost evaluate seismic. Și sectorul 2 are aproape 4.000 de clădiri neexpertizate. În urma inspecției vizuale, unele clădiri, foarte probabil din cele 3.900, va reieși că nu au nevoie de consolidare, dar este important să facem această inspecție vizuală care este destul de rapidă pentru a putea filtra, să le filtrăm pe cele care au nevoie de expertiză mai amănunțită. Unele dintre ele este foarte posibil să fi fost deja consolidate, pentru că proprietarii pot să le fi consolidat deja. În sectorul 2 sunt 3.938 de clădiri care nu au fost evaluate seismic. Cele mai multe sunt chiar aici, pe strada armenească. De altfel, tot aici sunt și cele mai multe clădiri care au fost deja încadrate în gradul 1 de risc seismic. Deci, și aceea și asta și cea de pe coș de pe Seminunei, da, sunt cu bulina. Trebuia să intrăm de mult în consolidare, dar în fiecare an ne-au amânat. Evaluarea vizuală rapidă ar trebui să înceapă din luna septembrie. Până acum, în București sunt 2.500 de clădiri încadrate în clase de urgență sau de risc seismic 1. După aceste evaluări, numărul este posibil să se majoreze considerabil. În cele 45 de parcuri din capital administrate de primărie sunt 40 de locuri de joacă, însă doar două îndeplinesc standardele de siguranță. Celelalte, adevărate capcane pentru cei mici, așteaptă reparații. Pe hârtie, locurile de joacă neconforme sunt închise. În realitate, ele sunt pline de bunici, mame și copii. Un material din campania Focus pe ei. Cetățenii, pe bună dreptate, nu mai au răbdare ca lucrurile să se întâmple. Dar ele se vor întâmpla, numai că, din păcate, la stat se întâmplă mai asta greu. În privat suntem acționarii unei firme și împreună cu conducerea firmei putem să hotărâm să achiziționăm un loc de joacă în 24 de ore. Din păcate, diferența între privat și stat este de câteva luni până la un an de când ai ideea. La stat vreau să facem asta începând de azi, înseamnă că terminăm cu hârtiile peste 3 luni minim sau peste 12 luni sau peste 18 luni. Ce am învățat până acum? Că la stat nu e ca la privat. Asta este ce am auzit și vom auzi mereu în discuția cu autoritățile. Când sunt întrebate cât durează, de ce durează atât, când interesul public va conta, răspunsul a venit și e simplu. Am să vă fac o promisiune. Până la finalul lui 2024, toate cele 40 de locuri de joacă vor fi fie reparate cu reparațiile capitale, fie vor fi amplasamente în care locurile de joacă sunt schimbate. Până la urmă, de ce suntem unde suntem? Bugetul din spatele ALPAB-ului în ultimii 10 ani a fost un buget de supraviețuire. Spre deosebire de bugetele ADP-urilor de sector, care au permis mentenanță și investiții în parcurile care sunt de mai mici dimensiuni și care aparțin de sectoare. Așa se explică de ce parcuri precum Alexandru Ioan Cuza, Moghioroș sau chiar Bazilescu sunt date drept exemple de bună practică. Primăriile de sector au avut banii necesari pentru a interveni și îmbunătăți. Un lucru e cert, tot despre stat vorbim, nu de privat. Soluția pe care noi am adoptat-o ca instituție publică a fost să contractăm prin achiziție publică pe o parte din locurile de joacă unde am identificat că se mai fabrică piese la fel. Pentru celelalte, scoatem în toate piesele locului de joacă din amplasament și refacem cu totul. Asta trebuie să facem după 10 ani sau chiar 12 ani. Reparațiile parcă nu mai pot fi o soluție după atât de mult timp. Timp în care nu s-a întâmplat mai nimic.
Mentenanța, aproape că a lipsit, și achiziționarea de noi elemente a fost practic inexistentă. Asta a dus în momentul de față la o situație în care mobilier urban, locurile de joacă, care sunt toate făcute acum 10 ani și care nu au fost reparate la timp, să fie ca un bolnav care vine pentru prima oară la medic într-o stare foarte deteriorată și pe care trebuie să-l aduci în primă fază pe linia de plutire. De fapt, locurile despre care facem vorbire sunt închise. Nimeni nu ar trebui să intre să le folosească. Dar spune tu asta unui părinte care are copilul acasă pentru că e grevă și vremea e frumoasă. Unde să mergi cu el dacă nu la joacă? Ceea ce am făcut eu nu este recomandat. Pe de o parte, n-am vârsta necesară pentru acest tobogan. Pe de altă parte, aceste locuri de joacă sunt închise. De ce sunt închise? Pentru că ele trebuie reparate. Au nevoie de foarte multe investiții, e nevoie de licitații, e nevoie de foarte multă birocrație ca aceste locuri de joacă să arate așa cum ar trebui. Speranța este pentru 2024. Așteptăm 2024. Cum arată normalitatea? Ce ne dorim? Dorim să avem o îngrijire a vegetației normală. Ne dorim să avem niște bănci și niște coșuri de gunoi care să nu fie sparte, care să nu arate a fund de Africa. Ne dorim niște locuri de joacă pentru copiii noștri în care să ne simțim în siguranță și să putem să stăm pe bancă și să nu stăm lângă ei, să ne fie frică că o să pățească ceva. Vine mica vacanță de vară, sunt 5 zile libere de 1 iunie și Rusalii. Mai greu mai găsești acum un loc pe undeva în Bucovina, la pensiuni, de exemplu, mai mult de 80% dintre locurile de cazare sunt deja rezervate. Mai aveți o șansă în Transilvania, în mărginimea Sibiului, unde mai sunt ceva camere libere. La o pensiune de 4 margarete din satul Cisnădioara, de lângă Sibiu, toate cele 17 camere sunt pregătite pentru turiștii care vor petrece mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie. Locația are restaurant, terenuri de fotbal, tenis, mini-golf, dar și locuri de joacă pentru copii. Facilitățile pe care această locație le oferă sunt aer, natură, sănătate pură. Prețul unei nopți de cazare pornește de la 280 de lei de persoană cu mic dejun opțional, iar recomandarea șefului bucătar este strudelul făcut din merele culese din propria livadă. Mai exact, specialitatea casei. Un strudel de mere cu sos de vanilie, zahăr, pudră. Ne face o deosebită plăcere să mâncăm aici. Am mai venit și de alte dăți, nu-i prima dată când venim. Ne simțim bine, totul este minunat. Atmosfera plăcută, vremea este minunată. Turiștii își pot plăti șederea și cu vouchere de vacanță, iar administratorii s-au gândit și la cei mici. Și vom oferi servicii pentru ziua de 1 iunie copiilor, în aer liber și evenimente live cooking. Specialiștii în turism sunt convinși că în această mini-vacanță, zona Sibiului va avea toate locurile de cazare ocupate. La mare căutare sunt și pensiunile din Bucovina, unde turiștii sunt de fiecare dată răsfățați. De obicei facem un aperitiv cu urdă, caș, brânză. Facem de obicei salam de asta făcut de casă, cârnaț, ca un aperitiv. După aceea facem următorul fel, o ciorbă, o supă de găină sau o ciorbă de văcuță. Nu doar gastronomia specifică Bucovina este punctul de atracție al acestei pensiuni, ci și degustările de vin. Prețul pentru o noapte în această locație este de 500 de lei pe cameră. Avem una din surprize, masa festivă, ca să zic așa, cu muzică live, muzică tradițională, se va desfășura în cramă, unde se va putea consuma mai multe, se vor putea consuma mai multe soiuri de vinuri. În stațiunea turistică Câmpul Lung Moldovenesc, rezervările au fost făcute din timp. Toate camerele sunt ocupate încă de acum 2 luni. Aici prețurile pot ajunge și la 730 de lei pe noapte. Ca și facilitate avem piscina interioară, piscina exterioară în sezon. În zona de spa avem 4 saune, umedă, sărată, saună cu infraroșu și saună uscată. Avem sală de fitness, teren exterior de fotbal și de tenis.
În Țara Dornelor, gradul de ocupare depășește 90%. La fel e și la Gura Humorului sau Câmpul Lung Moldovenesc. Al Pacino va deveni din nou tată la 83 de ani. Actorul american, a cărui iubită are 29 de ani, așteaptă al patrulea copil. Moda paternității la vârste tot mai înaintată este deja patentată între vedete. Recent, De Niro a anunțat că a devenit tată, este însă cu 4 ani mai tânăr ca Pacino. Campion absolut este însă tatălui Julio Iglesias. El a conceput al patrulea copil după ce a împlinit 90 de ani. Al Pacino și Nor formează un cuplu de mai bine de 2 ani, iar diferența de vârstă de 54 de ani nu pare să fie o problemă pentru ei. Tânăra este însărcinată în 8 luni. Al Pacino, care a împlinit în aprilie 83 de ani, mai are 3 copii. De altfel, partenerul său de platou, Robert De Niro, a devenit și el recent tată. La 79 de ani este părinte pentru a 7-a oară. Viața sa de familie nu a fost însă lipsită de provocări. Unul dintre fiii săi suferă de autism. I realized how important it is for children to appreciate the things that your parents did if they want to share them with you. I've been affected personally. My son has autism and I love my child more than anything. Wouldn't change him, but it's still his life has been altered forever. Robert De Niro are și 4 nepoze la copii mai mari, Drena, în vârstă de 51 de ani și Rafael de 46 de ani. Tați cu vârste de bunici sunt și Clint Eastwood, Bernie Eccleston, Rob Stewart și Alec Baldwin. Campion absolut e Julio Iglesias senior. La 90 de ani, ginecologul spaniol, tatăl cântărețului Julio Iglesias și bunicul lui Enrique Iglesias, a devenit din nou părinte. Un castel din Scoția se vinde la prețul unui apartament în România, 30.000 de lire. Mai departe, cumpărătorul va avea însă nevoie de mulți, mulți bani ca să-l reabiliteze. Detalii după o scurtă pauză. Vă aștept! Cu un mic hambar și 5 vaci, un ieșan a reușit să facă rai din propria ogradă. O singură bogăție a moștenit de la părinți, dragostea pentru pământ și pentru animale. Este povestea unui fermier care s-a ambiționat să pună pe picioare o afacere de bun gust. Drumul până la succes n-a fost însă ușor. Ajutorul i-a venit de la fondurile europene. Cu acești bani a construit o fermă modernă. Bărbatul a devenit cunoscut și pentru cel mai gustos caș din lapte de vacă din zonă. Un reportaj al campaniei Prima News și Focus susține în România mănâncă românești. Suntem în comuna Todirești, județul Iași, o localitate cunoscută pentru exportul de lapte proaspăt și produse lactate. Nu departe de intrarea în comună este ferma lui Fănel Vieru. Are aici 50 de vaci. Fănel a preluat ferma părinților în 2018. Avea atunci doar 5 vaci. Visa însă să devină antreprenor și a cumpărat un tractor la mâna a doua cu bani împrumutați. În paralel, lucra și în construcții și tot ce câștiga, punea deoparte. Lucrurile n-au mers însă așa cum își închipuise, așa că a trebuit să-și amâne planurile. A aflat însă că poate accesa fonduri europene printr-un program pentru tinerii fermieri. A obținut atunci 40.000 de euro. Până în luna 10-a, deja proiectul era aprobat. Așa. Și de acolo mi-am luat un tractor, mi-am luat un bobcat ca să am cu ce ajuta la încărcat gunoiul, la muncile mai grele care îi se fac. Și de acolo, încet, am mai achiziționat niște pământ între timp în arendă, am mai crescut cu vacile. Odată modernizată ferma, a început să vândă lapte prin sat. Un lapte foarte bun. Îți place? Da. Din lapte proaspăt face și caș, smântână sau lapte acru. Ăsta e un lapte acru. E foarte bun, foarte de calitate. Uitați, prins foarte bine. De fermă se ocupă împreună cu soția lui. Cât lapte a fost aici? În jur la 30 ceva de litri de lapte. Și se dă repede, nu? Se dă foarte repede. Cum află de dumneavoastră? Printr-un prieten, printr-o rudă. Și așa se vinde toată marfa.
Deși părea la un moment dat că toate merg strună, cei doi s-au lovit din nou de greutăți. A fost secet, a mers foarte greu strânsura la animale, fânul. Fânul a mers foarte greu anul trecut. Dacă un hectar de lucernă trebuia să-mi dea 200 de baloți măcar la o coasă, am trecut, mi-a dat 20. Chiar și așa, familia nu vrea să renunțe la proiectul la care au muncit mai bine de 5 ani. După ce au venit domnii cu galuș și mi-au dat o speranță că se poate face proiect și numai speranță că am și putut face, am zis că de acum continui, că din cauza că nu reușeam să-mi iau utilaje de performanță buni noi cu bani proprii, că e foarte greu din agricultură. Și atunci, dacă am reușit, am făcut proiectul ăsta așa, am zis că de acum continui cu asta. Plecăm din Todirești, iar la aproximativ 50 de kilometri în comuna Hârtoape, ajungem la o altă fermă de vaci. Vlad are 28 de ani și îngrijește cele 40 de vaci ale familiei. Tot în 2018 a accesat și el fonduri prin programul tinerilor fermieri. Cu cei 40.000 de euro și-a mărit efectivul de animale din fermă și a reușit să-și cumpere și utilaje. Un vis la care nici nu îndrăznea să spere, fără banii europeni. Probabil dacă nu era programul, rămâneam la cele 10 capete pe care le aveam în 2018, când m-am apucat de program. Cu proiectul am achiziționat un tractor în primă fază, am pus și eu 25%, nu mi s-a părut o chestie grea. Mi s-a părut un ajutor care m-a ajutat mult. Altfel trebuia să cumpăr un tractor prin leasing sau prin alte modalități care trebuia să, în loc să investesc, să țin mai multe animale, trebuia să plătesc rate la leasing. Erau alte cheltuieli. Așa, foarte mult m-a ajutat. Tot ceea ce produce vinde prin vecini. La piață nu se gândește să ajungă cu marfa, pentru că rare ori se întâmplă să-i mai rămână câte ceva nevândut. Din profit, însă, o mare parte din bani ajung la costurile pentru hrana animalelor. Aici ai locul de stocare pentru furaj. Să nu-l ploaie, să nu-l ningă, ferii de precipitații, se păstrează în condiții bune. Ce capacitate este maximă? 3.000 și ceva de baloți. Cam asta înseamnă mâncare pentru ce perioadă? E mâncare pentru aproape tot anul. De la începutul anului, 9 ferme din județul Iași au primit finanțare prin fonduri europene. Singura speranță, de altfel, care le-a mai rămas fermierilor ca să-și susțină afacerile. Un castel vechi de peste 200 de ani în Scoția a fost scos la vânzare cu doar 30.000 de lire sterline. Conacul aflat pe insula Shetland costă mai puțin decât un apartament în Glasgow sau în București. Renovarea însă îl va ustura mult pe viitorul proprietar. Acesta va trebui să investească 12 milioane de euro pentru a-l readuce în starea inițială. Castelul Brough Lodge a fost construit în 1820 de un negustor scoțian, Arthur Nicholson, care s-a inspirat din arhitectura văzută în călătoriile sale în Franța, Elveția și Italia. Bărbatul a câștigat și insula și castelul în contul unei datorii. A fost moștenit din generație în generație, dar în 2007 proprietarul a donat către Brough Lodge Trust, organizație înființată special pentru conservarea clădirii, care aparține patrimoniului național. Acum se caută un nou proprietar care să-l transforme într-un obiectiv turistic de lux. I can't imagine anything more wonderful than going on a retreat in this beautiful, fresh, life-enhancing place. Castelul în stil gotic are o moșie impresionantă. Planuri de renovare există deja. În interior ar urma să fie construite 24 de dormitoare, dar și un restaurant. Prețul de vânzare de 30.000 de lire sterline este mai mic decât prețul mediu al unei locuințe din Scoția, aproximativ 100.000 de lire sterline. Pe insulă locuiesc acum doar 60 de oameni, iar turismul ar aduce nu numai bani, dar și oameni care să o repopuleze. Pe lângă faptul că se vor bucura de priveliști superbe asupra Mării Nordului, oaspeții de la Brough Lodge vor avea posibilitatea să viziteze și insulele din împrejurii. La spor mergem la meteo. Colega mea, Georgia Pietranu, ne aduce toate informațiile despre starea vremii. Georgia, te ascultăm. Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Meteorologii au emis un cod portocaliu de averse torențiale valabil până în seara aceasta la 8. O să plouă mult în județele Caraseverin, Hunedoara, Timiș, Gorj, dar și la munte, mai exact în Carpații Occidental și în vestul meridionalilor. Local se vor aduna 40-50 de litri pe metru pătrat. Mă opresc aici deocamdată cu informațiile despre vreme, însă vă aștept la rubrica Meteo la 19 și 20 de minute.
Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu somație postul Prima TV, deoarece în edițiile emisiunii Primii câștigă din zilele de 4-5-2023, 10-5-2023 și 11-5-2023 a difuzat un concurs interactiv fără să aducă la cunoștința publicului interesat regulamentul în baza căruia sunt atribuite câștigurile sau premiile, încălcându-se prevederile articolului 91 din Codul Audiovizualului, conform căruia câștigurile sau premiile sunt atribuite în baza unui regulament adus la cunoștința publicului. Doamnelor și domnilor, focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Diana și Cove aduc noi premii în bani la primii câștigă. De la 20 nu ratați Noi Bâlbe și Momente Comice la Cronicar. De la 23 nu ratați serialul de acțiune Sfântul Mike. Pe Prima Comedie de la 22 începe Bank Show. Să aveți o seară frumoasă. Ne revedem mâine.